Dragilor și dragilor, era să spun enoriașe, bine v-am regăsit deja, uai, ce bucuros sunt, bine v-am regăsit la televiziunea noastră, a mea, a voastră, este un amalgam și oricum va fi în comun. Data trecută, la emisiunea trecută, împreună cu Ioana v-am dat un flavor, un intro, a ceea ce a poveștii care a dus în plină pandemie, când norul karmic ne-a învăluit începând cu martie anul trecut, a dus la o realizare pozitivă, la un proiect pozitiv, benefic, sigur zic eu benefic, dar sigur e benefic, și anume crearea unei televiziuni private, fără restricții, în afară de restricțiile bunului simț și a celor 10 porunci, în care eu și ceilalți realizatori de emisiuni vom putea să vorbim liber. Eu voi putea să vă arăt tot felul de tehnici secrete care mi-au fost oprite, puse sub obroc la televiziunile oficiale pe sticlă. Și vom avea de parcurs un an pe care îl sper și îl doresc foarte bun și prolific. Să vezi jumătatea plină a paharului. Să întorci răul în bine. Să alchimizezi energiile negative. Fiți atenți, să faci surfing pe creasta valului tsunami care oricum face prăpăd în jurul tău. Sau chiar, wow, mi-a venit acum, să întorci și celălalt obraz, dar sigur că mă refer la pilda biblică, dar celălalt obraz hai să reprezinte astăzi din punctul nou de vedere. Celălalt obraz reprezintă polarizarea pozitivă a energiei. Nu vreau să vă fac teoria energiilor, totul este o energie, totul se poate transforma și alchimiza, cu toate că este absolut adevărat. Vreau să vă povestesc ce am făcut, cum am făcut în ultimele luni pentru ca să mențin contactul cu voi și ce voi face de acum înainte ca, virgulă, contactul dintre noi să fie mai mult decât puternic, să fie chiar intim. Ei bine, vedeți voi, când ne-a lovit pandemia, puțin detest cuvântul acesta, dar este pofta mea, asta am făcut și eu. Când mi-a fost evident că s-a oprit lumea, pentru că s-a oprit lumea luna martie, am fost nevoit ca și voi toți, ca și noi toți, să ne reconfigurăm, să ne reinventăm și să cumva reintroduce myself, să ne reintroducem unii altora. Apropo de oprit lumea, am citit prima oară această expresie, m-a șocat la început, într-una din minunatele cărți ale lui Castaneda. Carlos Castaneda, și a oprit lumea este un termen șamanic, vrăjitoresc, nu vă e frică de cuvântul vrăjitorie, are cel puțin în aceste emisiuni complet alte conotații decât cu cele cu care suntem noi obișnuiți aici pe meleagurile carpatine. Din punctul meu de vedere, a opri lumea este o treabă foarte tare. Este ca și când ai apăsa un buton și ai stinge televizorul.
adică propria ta realitate, care de fapt este o mare iluzie, Maya, cum o numeau vechi indieni, propria ta realitate se stinge. Acum, părea o nebunie. Cum adică să stingi propria ta realitate? De fapt, tu te extragi din propria ta realitate pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă din timp, atâta timp cât ai nevoie, ca să faci ce? Să-ți resetezi mintea, să faci o terapie specială, să ajuți, să te aperi, să începi să scrii o carte. Pentru că lumea este faină. Lumea este karmică. Pământul este o planetă karmică. Dar lumea vine și cu bune și cu rele. Lumea minunată în care viețuim noi, pe care o considerăm minunată sau mai puțin minunată, depinde cum ne este norocul, vine la pachet cu o multitudine de constrângeri, cu o multitudine de programe sociale, cu o multitudine de programe culturale, foarte multe dintre ele de tip Inception, care în mod insidios sau mai brutal ne modifică tiparele noastre de gândire și deci tiparele noastre emoționale și de ființare. Pentru ca să beneficiem de toată puterea, atâta cât o avem, puterea personală, este neapărată nevoie să închidem portițele, găurile, prin care puterea noastră personală se scurge în exterior. Deci, dragilor, în luna martie anului trecut, mi s-a spus ca și vouă de altfel, că nu mai am voie, cel puțin mie, nu mai am voie să fac terapii, nu mai am voie să fac seminarii, cursuri, nu mai am voie să mă îmbrățișez cu oamenii, nu mai am voie să merg la cabinet, nu mai am voie mai nimic. Mi-am făcut și notițe. Wow! Atunci a venit norul negru karmic peste noi, apocalipsa, oculta mondială, iluminatii, da, e posibil. De altfel, cred sincer că toate scenariile, de când e lumea lume, noi trăim într-o scenarită permanentă, într-o apocalipsă permanentă, de când e lumea lume, toate scenariile au un sâmbure de adevăr, au un flavor de realitate. Cu siguranță, cândva, undeva, se întâmplă nenorocirile la scară mică pe care diversi propovătuitori, clarvăzători, sociologi mai nou, medici, le consideră a fi la scară planetară. Adevărul este că din totdeauna, de când am ieșit din peșteri, specie noastră minunată, din totdeauna ceva, cineva, câțiva tind să ne oprime ca populație, să ne pedepsească, să ne controleze, să ne exploateze, să ne condiționeze, să ne, adaug eu șegalnic puțin, să ne prostească, să ne aburească. În Evul Mediu era Satana, cu demonii săi. Acum, cică, sunt corporațiile, Billy, Donalzi, personaje care tot se schimbă de la un deceniu la celălalt și care, pe bune, au puterea. Au puterea, aceste personaje. Pentru că, dragii mei, eu m-am împăcat cu gândul de mic copil pe planeta karmică numită Pământ. Hai să o numim planetă penitenciar sau planetă școală de corecție, în care fiecare suflet încarnat poate să facă ce dorește el. Poate să fie și torționar și victimă, poate să fie copil abuzat sau pedofil, poate să fie prostituată sau sfântă, poate să fie
luptător profesionist, militar, poate să fie preot sau păcătos, poate să fie orice. De ce există acest limbo care, pe care îl numim, în lipsă de altceva mai bun, Terra? Înainte se numea, avea numele zeiței care ființează în interiorul Terei. Maica Gea, zeița Gea. Unde am rămas că m-am pierdut? Adam. Deci, pe planeta aceasta karmică, Pământ, puterea, dragii mei, chiar contează. Puterea contează. Dacă nu ai putere suficientă, degeaba ai cunoaștere și cunoștință, nu poți să pui în aplicare absolut nimic. Noi suntem condiționați să ne temem de putere. Ni se spune puterea corupe, dar sigur că da, puterea poate corupe. Lasă că îți dă Dumnezeu putere, n-ai tu nevoie de putere, nu mulțumesc, nu vreau să cred, cred că o divinitatea îmi pune la dispoziție puterea, dar e o vorbă neaușă românească, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. Tu trebuie să grab, trebuie să apuci puterea, pentru că altfel o apucă alții pentru tine. Și în loc să-ți trăiești tu viața, te trăiește viața pe tine. Am spus bine, da, am spus bine. Deci, dragii mei, după ce s-a pornit norul ăsta karmic cu pandemia, din martie m-am dezmeticit, m-am scuturat ca un câine ud și am început un nou apostolat. Tot timpul am impresia în mintea mea, ar trebui să mă smeresc puțin, că am misiuni personale. Cred că este și din cauza andropauzei a bătrâneții. Mă iau prea serios. Am început un nou apostolat prin 10 de ore de emisiuni pe YouTube. Am primit foarte multe întrebări, cereri de ajutor și, bineînțeles, stând acasă, n-am avut altceva mai bun de făcut, dar oricum mi-a făcut și deosebit de mare plăcere, pentru că asta fac toată ziua. Am început să învăț oamenii. Eu sunt un fel de dascăl de energie. Dascăl am fost toată viața. Am început să învăț oamenii tehnici energetice anti-COVID. De fapt, nu anti-COVID. O să vă spun de ce nu anti-COVID. Fiindcă nu sunt anti. Nu sunt nici pro, nici anti. De altfel, când am ținut un seminar acum vreo lună, o lună jumate, și am pus întrebarea, o întrebare publică, de vreo 20 de tine, cu distanța socială, bineînțeles. Și am pus întrebarea, bun, cum reacționați voi la povestea cu reală, cu pandemia, cu boala, cu COVID-ul, cu curfew, cu blocajele, cu limitările. S-a făcut tăcere. O voce, dintr-un colț, timidă, a rostogolit bolovanul și a spus un lucru foarte important. Cu senininătate a spus acceptare. Nu putem să reacționăm altfel, mai bine decât acceptare, și vedem noi după aia ce. Tehnicile pe care le-am prezentat anul trecut, în plină pandemie, când lumea era cam istericuță puțin, nu atacă virusul. Deși, dacă stau bine să mă gândesc, știu câteva tehnici care poate să facă și acest lucru. Ideea mea a fost următoarea. Să transform omul, adică omul să se transforme făcându-și autotratament cu tehnicile propuse de mine și demonstrate, să transform omul în așa fel încât virusul să se scârbească complet de omul respectiv, să nu se multiplice și să plece, să-l părăsească.
De unde mi-a venit năzbâtia aceasta? Învățam acum vreo 15 ani niște tehnici de exorcizare. Și tehnicile de exorcizare mi se păreau mie prea dure, parcă începea să-mi fie milă de demon. Și pentru că ieșisem deja atunci, illo tempore, acum 15 ani, ieșisem deja din paradigma viața este o luptă, trebuie să lovesc primul ca să nu fiu lovit, viața este o competiție, am scăpat de această paradigmă. Ce paradigmă sunt? Acum viața nu este o luptă, simplu. Viața nu este o luptă, viața trebuie să fie trăită, este bine să fie trăită, fie fără să ai bătălii în fiecare zi, bătălii de purtat. Ama, chiar dacă câștigi foarte multe bătălii, sigur vor fi zile mai proaste când vei pierde din bătălii. Deci, irosirea de putere și de energie și de forță vitală este evidentă dacă rămâneți în paradigma viața este o luptă. Și nefiind mulțumit de școala de exorcizare, am căutat altceva. Și un bătrân înțelept, un bătrân ezoterist, a plecat dintre noi. Eu îl numeam, l-am supranumit Moise, pentru că era foarte sever, așa, îl și vedeam cu un toiac. Mi-a spus, puiule, mă rog, eu aveam vreo 45 de anișori, el îmi spunea, puiule, bagă lumină în om, în omul suferind, în omul posedat, bagă lumină și iubire, până când demonii, dacă or fi demoni trecușorii, îl părăsesc scârbit. Deci, creează o atmosferă toxică, nocivă, entității malefice negative care cică ar poseda și de ce nu o persoană. Bun. Dincolo de luptă-neluptă, avem acum, real, nu vine să cred că au trecut 3 sfert de ani, avem același leitmotiv plin de actualitate. Avem o problemă. COVID-ul. Cum procedăm? Ce facem? 3 chestii putem face, 3 lucruri, în afară de acceptare. 1. A, uite, am scris extraordinar. Situația există indiferent de dorința și voința și putința mea, deci acceptare. 2. Pregătirea, aici este clul, cheia, pregătirea mea energetică și emoțională și spirituală, prin modificarea spectrului rezonanțelor mele, astfel încât virusului și nota bene, coordonatorului, duhului coordonator, inteligenței, nu umane, inteligenței care diriguiește răspândirea, multiplicarea virusului și eu cred un lucru foarte tulburător, că această inteligență își alege și victimele de serviciu. Această inteligență miroase breșa, spunea o prietenă șamaniță, miroase detectează breșa din oul luminos care înconjoară fiecare ființă umană și facilitează pătrunderea virusului în corp. Mai departe, multiplicarea este floare la ureche. Ca orice boală, Organizația Mondială a Sănătății a afișat vreo aproape 90% din bolile speciei noastre și, ce multe sunt, și a statutat acum vreo 10 ani, cum că aproape 90% din bolile omului se datorează
adică nu se datorează, sunt din cauza emoțiilor negative și stresului emoțional. Wow! S-au prins și medici. Vorbeam de ună zi și am avut o revelație. Vorbeam cu un medic, chiar pe treaba lui, pe boli infecțioase, dar nu-i dau numele pentru că este și ezoterist de primă mărime și lucrează și cu medicina alopată și cu medicina energetică și lucrează cu succes cu ambele tipuri de medicine, care nu ar trebui să se anuleze reciproc. N-ar trebui să se merge, ar trebui să conlucreze. Poate se va întâmpla vreodată. Ei bine, m-a întrebat ieri, Doru, nu ți se pare ciudat că virusul acesta face parte din familia Corona? De unde vine Corona? Păi eu zic că am văzut la televizor că are ca un fel de coroană cu spini cu care se fixează, cu proteine, cu receptori. Zice, da, asta este ce se vede la microscop, ce credem noi. Dar gândește altfel. Și atunci mi-a picat fisa. Wow, chakra coroană, chakra sahasrara. Contactul meu energetic cu Dumnezeu, cu Universul, cu energiile cerului. Medicul respectiv mi-a mai spus ceva tulburător. Doru, oamenii care se îmbolnăvesc grav și mor pe ATI nu au lumină în ei. Nu au lumină. Acum, nu o să fac teoria chibritului cum s-a prins că nu au lumină. Există, după cum știți, voi sunteți public avizat, există mai multe metode și tehnici de a depista cantitatea de lumină dintr-un om, inclusiv metode științifice. Nu au lumină. Nu au contact cu divinitatea, nu au credință. Dar asta mi-a explicat medicul. Nu are nicio legătură cu religiozitatea. Din păcate, le-am asistat trecerea în lumea de dincolo multor preoți. Păi dacă preoții nu au contact cu Dumnezeu, cu divinitatea, sau poate, poate. În schimb, ce vreau să vă spun, dar luați-o așa, vă spun cu mare smerenie, nu este nicio laudă, uitați, îmi plec și capul feciorelnic, plec privirea, nu am cunoștință ca cineva care a făcut cursuri, terapii, seminarii, inițieri, de tipul celor pe care le fac eu sau alți terapeuți și maestri Reiki din România. Observați că nu vorbesc doar despre mine, evident. Dacă s-au îmbolnăvit, au făcut forme extrem, extrem de ușoare. Mai trebuie să vă mărturisesc un lucru. Tehnicile energetice funcționează foarte bine, nu împotriva COVID-ului, ci pentru ameliorarea rapidă a reacțiilor date de boala SARS-CoV-2, așa se numește, nu? De boală. Adică tusea trece mult mai repede dacă se face chirurgie energetică a plămânului, a plămânilor. Spatele încetează să mai doară. Cei care ați avut forme mai grave știți despre ce vorbesc. Încetează să mai doară după una, maxim două terapii. Și ieri am avut o experiență aproape psihedelică. A venit o tânără studentă la medicină, 18 ani, care a făcut o formă foarte ușoară de COVID, doar singura manifestare că și-a pierdut mirosul. Gust avea, dar mirosul a rămas pierdut complet. Mult timp, a doua lună, era de la încetarea bolii, de când a ieșit testele
ieșit negativă. Și atunci ea venise, a adus-o maică-sa ca să-i facă o terapie pentru ca să-și recapete mirosul. Eu m-am gândit ce să-i fac. Aveam de unde alege. Dar am avut o sclipire și am aplicat o tehnică mecanică, la prima vedere doar mecanică, pe care am învățat-o de la o vrăcioaică bătrână dintr-un sat din Banat, pe care am aplicat-o foarte des și pe mine și pe alte persoane, atunci când avea o rinită alergică cu blocarea nărilor, foselor nazale și a sinusurilor. Am făcut tehnica, care este foarte simplă, trebuie să ciupești pielea foarte puternic, să o tragi în sus, ai nevoie de un șervețel ca să nu-ți alunece degetele pe piele, exact între spâncene, chiar dacă rămâne o mică vânătaie, trece într-o zi, două, și să tragi brusc în sus până când se aude o pârâitură, la propriu o pârâitură. Și atunci sinusurile se desfundă. Am făcut cu fata asta și ne-am speriat amândoi. Zice, wow, simt miros perfect, brusc. M-am dus eu acasă și la un parc cu vin m-am gândit, sigur că are treabă mirosul, are treabă și cu sinusurile și cu fosele nasale. Dar teoria spune că nervii olfactivi sunt, ar fi inflamați, atacați de virus. Din cauza asta nu mai apare mirosul. Și am zis așa, ia să mă gândesc eu, dacă intru în creier pe o orizontală dintre sprâncene, de cine dau? Dau de epifiză, dau de glanda pineală. Glanda pineală, ce este din punct de vedere ezoteric? Este releul de contact cu universul. Deci, când am smucit eu de piele și a pârâit, desigur că s-au desfundat sinusurile și nările, dar s-ar putea, teoretizez doar, s-ar putea să fi fost ca și când aș fi tras un zăgaz, aș fi tras un blocaj care blochează contactul epifizei glandei pineale cu chakra sahasrara, corona, chakra coroanei, contactul cu lumina. În fine, s-ar putea să bat câmpii cu grație, dar toate tehnicile pe care le-am aplicat pe mine și pe care le-am aplicat și le aplic în continuare clienților mei care îmi cer așa ceva și îmi cer, sunt tehnici care le modifică rezonanța lor intimă. Și atunci creez un mediu toxic pentru virus. Nu mai trebuie să, nu trebuie să omor pe nimeni, nici nu vreau să omor și cred că nici nu pot. A treia metodă este de, nu de contracarare, de a mă descurca în acceptarea acestei situații, este evident respectarea pe cât posibil a regulilor de prevenție pe care le cunoașteți cu toții, multe dintre ele de bun simț. A fost o mare plăcere și o mare onoare să fac filmulețe cu telefonul, să le urc pe Facebook și pe YouTube, atunci în primăvară, tehnici de respirație pranică, flacăra violet. Am avut succes cu flacăra violet și vă spun, cei care știți să lucrați cu flacăra violet, puneți-vă flacăra violet pe plămânii voștri și pe gât de 2-3 ori pe zi, pentru că o fi placebo, n-o fi, chiar funcționează. Chirurgie, tehnici de chirurgie energetică foarte eficiente. Vreau ca în emisiunea următoare să reiau, să vă dau un upgrade la aceste tehnici. Foarte eficiente pentru curățarea bronhilor, traheei bronhilor și plămânilor.
Și bineînțeles, pentru că era primăvară și pentru că simțeam eu nevoia, v-am dat gratuit, bineînțeles, propunerea cu plăcere, celebrele pase magice ale lui Carlos Castaneda. Acum, că am mijloacele de comunicare cu dumneavoastră, comunicare mai în masă, așa cum consider eu de cuvință, după afinitățile mele, mă gândesc să facem periodic câte o emisiune Q&A, întrebări și răspunsuri, adică. Dumneavoastră îmi trimiteți întrebările și eu fac emisiuni cu răspunsurile dumneavoastră și vă răspund punctual la absolut orice fel de întrebare. În felul acesta, dacă voi îmi puneți întrebări și eu fac emisiuni după pohta ce poftim domniile voastre, voi răspunde la ce aveți voi nevoie, nu la ce cred eu că aveți voi nevoie. Deci, în următoarea emisiune voi da răspunsuri unora din întrebările care mi-au fost puse anul trecut când a început Balamutul Papei. Până atunci, vă rog să aveți grijă de voi și nu uitați, COVID-ul este un coronavirus și dacă vă deschideți chakra coroană, chakra sahasrara, aveți toate șansele să nu faceți această boală. Pe data viitoare, namaste!